Vă salut, dragi prieteni. Am revenit cu filmarea promisă. Am reușit să ajung cele din urmă la stup după o săptămână. O să vă explic eu în timp și situația mea. Eu nu locuiesc în oraș, în Craiova. La naveta la distanță mai mare. Doar ce am umblat la ei. Și situația se prezintă destul de bine. După cum o să vedeți imediat și dumneavoastră. Nu știu, este undeva la 8 seara. Cred am reușit puțin mai devreme să ajung la ei. Am, după cum vedeți față de data trecută, am mai pus caturile la câțiva care au avut rezultate bune la învățătură. Așa. Câțiva stupi care aștept să ecluzioneze puietul, unde care e și acesta verde, destul de slăbus de altfel. Majoritatea a băgat mire destul de mult. Uitați-vă la albina asta. Încearcă să scoată afară din stup ceva mizerie, nu știu. Să liberăm calea, să-și facă și ele treaba. Așa. L-avem pe nebunul ăsta, care tot ce pot să vă spun e că și-a făcut treaba. Se apropie de 20 de rame, a ecluzionat masiv puiet și 20 de rame întregi. Catul este destul de încărcat. Oare despre ce e vorba așa, prinde picături? Destul de încărcați. Am băgat mire. Săptămâna trecută am băgat aproape 6 rame la clădit. A băgat destul de mult în ele. Nu tot exemplu acesta, uitați, are abia 2 rame, dar în jos este full. Așa. Acesta este stupul meu de producție. Uitați-l. Am reușit să-l ridic tot cu podișor. L-am pus puțin mai greu. Și aici, de altfel, este un stup foarte puternic. Uitați față de săptămâna trecută cât de mult a crescut iarba. Salcămul nu știu cât o să mai țină. Cred că în câteva zile o să se termină de tot cu el. Cu toate că observ că mare ceva floare. Da. Mă văd și câteva floricele care încă mai trebuie să se deschidă. S-ar putea să facă ceva treabă. Da, și un trandafir sălbatic. Așa, uite imaginea față de săptămâna trecută. Destul de ok. Să vedem când să reușim să intrăm unii, să-i spargem. Să îi mai mulțim, că până la urmă asta e și ideea. Vrem să facem mai mulți. Și unchiul meu a făcut ceva treabă aici, lângă mine. Săptămâna viitoare o să facem extracția.
O să fac un farus de un trepied ca să vă arăt mai amplu cum fac extracția. Dacă nu, o să facem filmări cum le-am făcut și pe acestea. Avem aici o turlă și văd că au început să plângă și câinii. Da. În orice caz, treaba este bună și vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună, la revedere!